Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM. Bun găsit tuturor pe frecvențele radio, pe site-ul europafm.ro și pe pagina noastră de Facebook. Invitatul acestei ediții este politologul Remus Ștefureac, directorul InScope. Bun venit în Piața Victoriei! Bună seara dumneavoastră și tuturor ascultătorilor Europa FM! Agitație mare în legătură cu această respingere a noastră din spațiul Schengen și întrebarea este, înainte de a ne uita la ce măsuri de retorsiune ar fi potrivite, dacă ar fi potrivite și așa mai departe, noi credeți că am găsit un vinovat sau un responsabil de dosar vinovat de eșec în România, domnule Ștefureac, după ce am îndreptat toate degetele acuzatoare către Austria, care are indiscutabil vina ei? Cred că încă dezbatem asupra vinovăției interne. Putem poate eventual să luăm în considerare așa o vinovăție mai amplă, pe termen ceva mai lung, în sensul în care dosarul acesta Schengen nu este de astăzi, nu este de ieri, este de vreo 11 ani pe agenda publică, pe agenda autorităților, pe agenda întregii clase politice. Practic, principalele partide politice s-au perindat la putere în acești ani și nu au reușit cumva să rezolve această problemă. Deci, cred că aici vorbim și de o culpă mai largă. În această săptămână, săptămâna trecută, am fost poate cel mai aproape de accederea în spațiul Schengen. Cumva am văzut, poate ca niciodată în acești 11 ani, o mobilizare ceva mai mare și o coerență și o coeziune ceva mai mare a partidelor politice, cel puțin cele reprezentate la Bruxelles s-au mobilizat, s-au văzut cu parlamentari olandezi, suedezi, austrieci. A fost așa un heirup și parcă, repet, o coeziune așa cum ar fi fost necesară și în cei 11 ani care au trecut. Probabil dacă am fi avut același tip de atitudine, poate că n-am fi ajuns în această situație în care, sigur, noi am fost și prizonierii unei agende ultrapopuliste a unui guvern dintr-o țară europeană, mă refer la Austria, și ne-am trezit în această situație în care Uniunea Europeană, Parlamentul European, Comisia Europeană, 26 de state membre au comisiile tehnice au spus România este pregătită, merită să intre în spațiul Schengen, iar doi politicieni populiști s-au trezit că au alte priorități. Coeziunea asta a noastră pare că registrează fisuri și o să vorbim despre ele în câteva clipe, dar până atunci mă întorc la responsabilul de dosar. Președintele a ieșit aseară în conferință de presă și a spus că este dezamăgit și foarte supărat de cele întâmplate. Vă întreb dacă am avut un coordonator de dosar, dacă un astfel de proiect de asemenea magnitudine a stat doar în mapa ministrului de interne Bode, care a repetat de-a lungul a un an de zile că noi suntem pregătiți, ceea ce știm, cum a zis și dumneavoastră, de 11 ani. Deci a existat un coordonator al tuturor dimensiunilor, tuturor palierelor, și cel politic, și cel de negociere aprofundate, și cel de negociere amicale, și cel de căutat aliați și găsit pârghii de presiune asupra Austriei, respectiv Olandei. Am avut așa ceva? E un astfel de personaj? Sigur că, de regulă, în astfel de situații, cel mai facil este să ne uităm la vârful statului. Vorbind de politică europeană, aici sigur că președintele are atribuții. În același timp și reprezentanții executivului, reprezentanții guvernului, și nu vorbim doar de ministrul de interne, vorbim și de ministrul de externe, sunt implicați destul de puternic în acest demers. De asemenea, reprezentanții parlamentului implicați, pentru că cel puțin în cazul la două state am vorbit de vot în parlament, vorbim de Olanda, vorbim de Suedia, au fost niște voturi în parlamentele celor două state și atunci discuțiile s-au purtat și pe alte paliere. Da, de regulă pot să spui, da, că într-o astfel de dosar, poate președintele cumva coordonează, președintele a comunicat pe acest subiect și l-a asumat anterior. De asemenea, foarte vizibil au fost și ministrii pe care i-am menționat, în principal ministrul de interne, pentru că vorbim de Consiliul Jai, Justiție și Afaceri Interne, și decizia a fost luată cumva și cu o largă contribuție a miniștrilor de interne și din acest punct de vedere, da, am văzut acest tip de vizibilitate. Da, e un coordonator, în același timp sunt și responsabilități împărțite.
Ne așteptăm până la urmă. Ar fi important să tragem și o linie și să vedem cumva ce s-a făcut greșit, astfel încât să nu mai facem greșit pe viitor, dacă era posibil să nu facem aceste lucruri. Asta e întrebarea. Dacă admitem că am făcut ceva greșit, pentru că abia seară, forțat de întrebările jurnaliștilor, președintele a spus la un moment dat, e posibil ca nu toate lucrurile să fi mers bine, ceea ce arunca, așa să spunem, o umbră de responsabilitate și asupra părții române. Numai că ministrul de interne, premierul Ciucă, alți lideri politici, în special de la PNL, au demonizat doar Austria. N-au fost dispuși să discute despre vreo vină a părții române. Acea vină de a nu fi tatonat suficient, de a nu fi anticipat evoluțiile politice, de a nu-și fi asigurat la schimb favoruri, ca să o spunem pe șleau, știu eu, cu Austria sau cu alte state, pe alte dosare. Și atunci, dacă ei nu sunt dispuși să caute vinovații, cum facem? E adevărat, aici cred că sunt niște lucruri pe care noi încă nu le-am învățat suficient și trebuie să le învățăm mai bine. Dacă ne considerăm al șaselea stat din Uniunea Europeană, ca populație, teritoriu, dacă vorbim de o țară al cărei produs intern brut este în creștere, deci ar începe să aibă și o forță poate economică ceva mai mare, trebuie să învățăm să știm și cum să ne apărăm interesele în interiorul Uniunii Europene, utilizând instrumentele europene, să știm să ne apărăm interesele noastre naționale, creându-ne aliați și nu aliați doar de conjunctură, aliați poate pe termen lung, care pot să preseze în favoarea noastră, să spunem, eventuale state ostile pe anumite dosare. Toate aceste lucruri cred că trebuie să le învățăm mai bine, în mod cert. Cred că trebuie să avem oameni ceva mai competenți în gestionarea dosarelor europene, în politica europeană, pentru că tot ceea ce înseamnă european deja e național și mai ales când avem astfel de subiecte atât de relevante pentru libera circulație a mărfurilor, pentru libera circulație a persoanelor și cu o relevanță simbolică foarte, foarte mare și aș face o paranteză aici. Atunci când avem 70% dintre români și am măsurat acest lucru înainte de votul de săptămâna trecută. 70% dintre români care consideră că faptul că am stat atât, am fost ținuți în afara spațiului Schengen atâta timp reflectă și faptul că am fi cetățeni de mâna a doua, asta poate să activeze niște riscuri apropo de atitudini eurosceptice. N-ar fi corect, pentru că, repet, Uniunea Europeană, instituțiile europene au sprijinit puternic România, celelalte state au sprijinit România, însă, inevitabil, pe fondul unor asemenea eșecuri simbolice, le-aș numi, putem să activăm alte pericole și cu bătaie ceva mai lungă și mai poate chiar mai dificil de gestionat, apropo de populiștii care vor prelua acest subiect și vor încerca să creeze cumva o agendă și un tip de discurs ostil Uniunii Europene. Mie mi se pare foarte important ce ați spus apropo de stat de mâna a doua și nu e vorba doar de cetățenii care cred asta aici. Întrebarea e legitimă, nu cumva politicienii români, conducătorii statului român ne-au adus în această postură sau dacă nu ne-au adus, ne-au menținut în această postură în care Austria își permite să facă un astfel de joc cu România și Bulgaria, dar nu cu Croația, de pildă? Un astfel de joc și sfidător și obraznic, am putea spune, și bazat pe falsuri, și aici a fost de acord toată lumea, nu? Din toată Europa. Îți permiți așa ceva cu o țară care nu e de mâna a doua în ochii respectivei țări? Cred că, într-un fel sau altul, puneți punctul pe ei, trebuie noi ca țară, în primul rând, să învățăm să ne valorizăm mai bine. Prea mult am trăit prin acest proces de autoflagelare și la nivel societal, pentru că și noi ca cetățeni ne autoflagelăm adesea și, până la urmă, clasă politică care are o atitudine adesea, haide să spunem, mai timidă în raport cu alte state europene, în raport cu instituțiile europene. E un cerc vicios, ceea ce validează această percepție a noastră că suntem de mâna a doua, evident, dacă și evident. Liderii politici ajung la concluzia că ne-au tratat ca pe țară de mâna a doua. Ați apăra interesele în Uniunea Europeană, interesele naționale în cadrul Uniunii Europene și nu mă feresc să folosesc acest termen de interese naționale, nu este ceva greșit atâta vreme cât utilizezi instrumente europene așa cum face orice alt stat membru, de la Franța, Germania până la Croația, Polonia sau mai știu eu ce altă țară, Spania, Italia. Noi am fost foarte timiți până acum, trebuie să ne asumăm faptul că nu mai suntem în copilăria
prezenței noastre, calității noastre de membru al Uniunii Europene. Știți, eu am mai folosit poate această metaforă. Când am intrat în Uniunea Europeană, am intrat la o masă mare, frumoasă, mai timizi, am fost puși așa într-un colț. Sigur, eram foarte bucuroși că am intrat, ne uitam cum discută oamenii mari la, în centrul mesei, la bucatele frumoase, am început și noi să ne înfructăm. Am depășit această fază. Au trecut deja suficient de mulți ani astfel încât să intrăm într-o fază. Am învățat să folosim tacâmurile pentru numele lui Dumnezeu. Exact. Până acum. Haideți să fim un pic mai conștienți de, și de forța noastră și de voturile pe care le avem și să învățăm să ne apreciem mai mult pe noi înșine și să ne apărăm interesele cu mai multă implicare, cu mai multă forță și cu mai multă convingere. Și într-adevăr să ne creăm și noi acasă mai puține vulnerabilități, pentru că dacă mergem la masa aia cu vulnerabilități din propria noastră casă, evident că va fi dificil să convingem. În mare parte, sigur, am depășit, s-au făcut progrese, sigur, pot exista critici, inclusiv apropo de MCV, am depășit totuși aceste elemente. Cred că România cumva, și începând cu acest ciclu, trebuie să treacă într-o altă etapă și cu acest ciclu electoral, într-o altă etapă în care să-și asume rolul de putere medie în Uniunea Europeană. Mă întorc la vinovății, Remus Ștefureac. Un alt argument, sau mai bine zis, o altă metodă prin care PNL-ul încearcă să trimită toată vinovăția spre Austria, e această scrisoare pe care a trimis-o ministrul de interne Bode, atenție, la 4 zile după votul din Jai, în care practic îl demonizează pe omologul său din Austria, în care îi spune, nu ți-ai onorat promisiunile, ne-ai lăsat să credem ceva, ba chiar m-ai făcut prieten și pe urmă ai spus că nu ești de acord cu extinderea Schengen, ai avut o dublă măsură, ai acceptat până la urmă Croația, deci tot felul de reproșuri. Sunt binevenite sau sunt doar o lamentație inutilă chestiunile astea? Adică faptul că trimiți o scrisoare deschisă ca să te citească mai mult publicul din România folosește la ceva? Bun, e evident că acesta a fost un demers mai degrabă de comunicare publică și politică, acest lucru este clar. Nu e un demers rar, mai el poate fi folosit. A avut un rol explicit în momentul în care trimiți o scrisoare publică, ți-asumi că e scrisoare publică și de fapt dorești să pui și mai mult opropriul public, nu doar național, ci și european, asupra unui stat care a avut o atitudine absolut total contrar reglementărilor, regulilor și spiritului european. Încă o dată, la finalul acestei dezbateri putem să punem următoarea problemă. Dacă am fi făcut noi altceva, dacă Austria ar fi avut sau nu o altă atitudine sau dacă ar fi fost cazul ca noi să temperăm puțin subiectul al aderării acum în acest moment și să-l mutăm undeva în primăvară. Aici poate fi o discuție. Deși, adică, iertați-mă, spuneți că politicienii români au crescut foarte mult miza acum, bazându-se probabil pe niște informații eronate că gata, jocul e ca și făcut în favoarea noastră, când de fapt el nu era. Sau pe un alt tip de informație și anume că în primăvară ar fi fost foarte dificil să reluăm. Președinția suedeză nu prea era convinsă de inițierea acestui subiect. Președinția cehă a promovat insistent și puternic. Și mulțumim Cehiei că până la urmă trebuie să și adresăm cumva mulțumire altor state care ne-au susținut. Aici, sigur, nu știu, chiar nu am suficiente informații. Președinția suedeză, după informațiile dumneavoastră, va fi dispusă să pună pe ordinea de zi, știut fiind că și Suedia a avut niște ezitări, cum a avut și Olanda. Aici vorbim din nou de asumarea unor roluri și de un tip de, cum să spun, atitudine mai în forță a României. Suedia, de exemplu, noi România, am acordat un sprijin Suediei pentru aderarea la NATO. E acest subiect extrem de important. Vedem Turcia acum ce atitudine are, să spunem, și față de Suedia și față de Finlanda, pe anumite spețe care țin de interesul lor național. Consideră curzii drept teroriști, îi trimiteți sau altfel nu rezolvăm această problemă. Pe chestiuni de interes național puternic, iar aderarea la Schengen este un interes național strategic pentru România, chiar dacă, sigur, noi putem spune că am fost umflat subiectul, umflat, e un subiect major, vorbind de libera circulație a mărfurilor, un subiect esențial pentru economie, e subiect esențial și până la urmă și pentru libera circulație a cetățenilor și pentru demnitatea noastră ca țară în Uniunea Europeană. Da, și cu Suedia, și cred că, indiferent de rezervele Suediei, ar trebui să preluăm puțin mai în forță acest subiect. Sigur, poate spunea președintele ieri, e greu de crezut că acum se mai poate face ceva la următoarea reuniune, se va întâmpla curând, a Consiliului European. Dar ce se poate face? L-ați auzit pe președinte, mă rog, mă întreb retoric, nu l-ați auzit, că l-am urmărit împreună și nu l-am auzit pe președinte spunând că există un plan de rezolvare a acestui dosar, că există o strategie de abordare pe viitor a acestei chestiuni. El ne-a spus,
O să mai vedem ce facem la Consiliul European de miercuri-joi, o să vedem ce se va întâmpla în lunile următoare. Bun, dar măcar să nu ne dezvăluie această strategie, că poate nu e oportun să o afle toată lumea, dar măcar să ne spună, o avem, există un plan B. Eu sper și cred că învățăm, avem cumva niște lecții învățate, învățăm ceva din lucrurile bune, poate greșelile făcute în această etapă și, repet, n-ar trebui să lăsăm garda jos, dimpotrivă, cred că subiectul trebuie promovat intens în contextul președinției suedeze, utilizând toate pârghiile de presiune asupra Suediei. Suedia dorește să intre în NATO, până la urmă avem un partener strategic cu Statele Unite, NATO înseamnă în primul rând puterea americană și utilizăm bun, toate pârghiile numai că noi deja ne-am epuizat. Convinge Suedia să de acord. Să introducă acest dosar. Sigur, de acord, domnule Șefurac, dar noi ne-am epuizat pârghiile de manevră cu Suedia, adică le-am făcut și lobby, le-am dat și votul, nu mai e nicio problemă, nu mai au ce obține de la noi, practic. E adevărat, însă, sigur, pe canale diplomatice, atât în momentul în care Suedia are un interes de securitate foarte mare și, sigur, pot să acționeze în tandem cu partea americană, pot exista și alte pârghii de presiune, astfel încât să convingi Suedia să renunțe, să spunem, poate la un deal sau la o reținere pe care o are în acest moment și să promovăm acest subiect, repet, care este extrem de important pentru noi și nu ne dorim, repet, cumva stimularea unui sentiment anti-european în România, la granița Uniunii Europene, pe atitudini populiste care, atenție, nu vin din România, vin, să spunem, dintr-un stat membru UE cu tradiție, așa cum e cazul Austriei. Nu am dorit să vedem și din partea Suediei, de exemplu, o atitudine similară. Cred că aceste lucruri trebuie spuse apăsat și România cumva să renunțe, așa cum spuneam, la atitudinea timidă. Da, trebuie să calculăm, evident, întotdeauna sunt calcule, întotdeauna sunt strategii și trebuie să aplici cu inteligență aceste strategii, dar obiectivele trebuie transmise foarte clar și fără timiditate. De la acest Consiliu European, după știința dumneavoastră, ce am aștepta? Se vorbește pur și simplu de o declarație a liderilor, asta presupunând că Austria intră în acest cor, dar greu de crezut, care oricum nu poate schimba pe loc votul din JAI, dar înțeleg că poate pune o anumită formă de presiune pe acest grup de lucru, nu, tematic, care este justiție și afaceri interne. Ce așteptăm de la Consiliul ăsta? Poate fi un moment în care cumva să avem un jalon, un moment de presiune în perspectiva unei decizii ulterioare care să nu fie una foarte îndepărtată. Că am tot auzit termene lansate de inclusiv de politicieni de la noi. Ba, 2025, ba, nu ne dorim 2025. Noi dorim în prima jumătate a anului 2023, dacă e cazul. La finalul, poate președinții suedeze, să putem să aderăm la spațiul Schengen. Adică atâta vreme cât avem 26 de state membre, atâta vreme cât cumva din Austria părea că, sigur, ei au o problemă, poate, cu alegerile lor din ianuarie. Ulterior vom vedea dacă vor mai avea sau nu această problemă. Atâta vreme cât, nu știu, poate mai face niște eforturi suplimentare, astfel încât să cumva și austriecii să aibă o justificare în fața propriului public legat de controlul imigrației ilegale. Atâta vreme, repet, cum spuneam, Parlament, Comisia Europeană, instituțiile tehnice care au verificat condițiile de control a granițelor în România, confirmă că România îndeplinește toate condițiile, nu ar trebui să mai așteptăm foarte mult. Adică subiectul trebuie pus în continuare pe agenda și, repet, utilizând toate instrumentele diplomatice, politice pe care le avem la dispoziție, să sub președinția suedeză să împingem acest subiect rapid. Adică nu avem toate argumentele, repet. Și mă aștept ca la acest Consiliu European, repet, să avem măcar un mesaj politic de sprijin în care să împingă subiectul într-un orizont de așteptare cât mai scurt. Și acum chestiunea coeziunii, de care vorbeam ceva mai devreme, domnule Șefureac. După jelania colectivă de 3-4 zile, PSD-ul a început să facă notă opinie separată în coaliție. Primul pas a fost să comande un sondaj care l-a scos principal vinovat pentru eșec pe președintele Klaus Iohannis. Al doilea pas a fost să spună că a fost o greșeală alipirea Bulgariei la acest dosar, deși noi știm că de ani de zile condiția a fost asta, să mergem la pachet, și că probabil se putea face mai mult și mai bine în a dezlipi România de Bulgaria în subiectul ăsta. Două reproșuri
întărite și astăzi în alte declarații, la adresa unor responsabili din guvern și la adresa președintelui Klaus Iohannis în legătură cu chestia asta. Pare să fi venit momentul în care PSD să spună: noi nu vrem să decontăm noi acest eșec, luați-l voi, ministrul de internei de la voi, ministrul justiției de la voi, ministrul de externei de la voi, președintele, mă rog, e apropiat vouă PNL-ului, deci voi sunteți de vină. Da, aveți dreptate, poate coeziunea ne-a ținut foarte mult. Părerea mea este că o asemenea atitudine e mai degrabă greșită, mai ales vorbim de două partide care guvernează împreună, în regulă, unde se vor duce poate voturile respective. Poate că, și aici iarăși ține de modul în care se raportează în general cetățenii români la clasa politică, de încrederea în partidele politice. Subiectul Schengen, așa cum subiectul Uniunea Europeană în urmă cu foarte mulți ani, sau subiectul NATO, ele ar trebui să fie și subiecte care să se situeze deasupra, să spunem, disputelor politice de zi cu zi. Iar cetățenii resimt acest lucru. Și aici cred că e sursa erorii pe care o fac partidele politice. Schengenul nu privește, nu e de stânga, nu e de dreapta, nu e roșu, nu e albastru, nu e portocaliu, e pur și simplu un subiect de interes național. În momentul în care apare o breșă în interiorul nostru, în interiorul țării noastre, în momentul care apar diviziuni în interiorul țării noastre, va fi foarte dificil și va fi mai dificil, să spunem, să susținem coerent o astfel de temă în plan european. Din acest punct de vedere și cetățenii cred că vor rezona mai degrabă negativ la tendința asta de a arunca pisica într-o parte sau alta, indiferent cine o aruncă. Sunt convins că și poate și cealaltă tabără va avea tentația la un moment dat să blameze poate pe această speță, pe alte spețe. Astfel de subiecte care se plasează atât de sus pe agenda de interes național, încă o dată ar trebui să fie văzute ca oportunități de a recâștiga încrederea generală a populației în clasa politică, în conduita partidelor politice și în modul în care acestea se pot conecta la prioritățile reale ale cetățenilor. Altfel spus, da, dacă subiectul Schengen e la fel de important pentru toată lumea, haideți să avem pe toți care se tragă la aceeași căruță. Oamenii vor simți când apar diviziuni și nu-i voi taxa pe unii sau pe alții, voi taxa pe toți în egală măsură și toate partidele vor avea de pierdut. Apropo de coeziune, mai e o ramificație aici, relația cu Bulgaria însăși, pentru că noi am văzut un ministru de interne fix în ziua votului spunând: dacă interesul național cere, o să milităm și pentru dezlipirea Bulgariei. Nu s-a putut chestia asta, nici nu s-a încercat, cred, până la urmă. Pe urmă am văzut că premierul Ciucă spunea: ar fi o idee bună ca de acum încolo să ne gândim și la această dezlipire. Cum rămâne atunci cu solidaritatea și cu coeziunea? Nu cumva greșim în ochii celor care ne-au sprijinit? Greșim până la un anumit punct. România cred că a fost suficient de solidară cu Bulgaria. Bulgaria, de exemplu, a uitat de solidaritate când a fost vorba de a-și promova interesele legate de MCV, iar premierul bulgar a mers pe o linie a sa foarte clară și sigur a susținut interesul propriei țări. Dacă România sigur a mers în tandem și a susținut această abordare mult timp, dacă vom constata că, de exemplu, opoziția Olandei este foarte fermă față de Bulgaria și chiar nu există posibilitatea că n-a fost doar un pretext. Da, dacă n-a fost doar un simplu pretext, atunci evident că România trebuie să meargă mai departe și să își îndeplinească propriul interes. Bun, abordare pragmatică și, repet, nu, culmea, cred că partea bulgară este prima care a avut o astfel de abordare, cel puțin în ceea ce privește MCV. Cât îi costă pe politicieni fie și amânarea cu, nu știu, 6 luni a intrării noastre, presupunând că se va rezolva rapid? Cât îi costă în momentul ăsta în care păreau că doresc să livreze o victorie națiunii române în tot acest context foarte turbulent, legat de inflație, de scumpiri, de energie, de prețuri, de alimente, de apropierea sărbătorilor în care toată lumea e, mă rog, neliniștită și așa mai departe în legătură cu costurile? Cât de mult îi costă pe ei? Niște costuri vor fi, sigur, factura electorală o vom vedea poate în următoarele săptămâni, luni. Niște costuri inevitabil vor fi, pentru că e o dezamăgire, subiectul s-a umflat foarte mult. E adevărat, cumva
toată această frustrare a fost canalizată foarte puternic înspre Austria și pe bună dreptate. Repet, există suficient de multe argumente în acest sens. Chiar, mă rog, interpretări foarte, foarte clare, preluate și din spațiul politic. Am făcut o cercetare chiar în primele două zile de după vot, un sondaj Fulger, în care am pus în opoziție două tipuri de explicații ale atitudinii Austriei. Unul mai puțin legate de situația din România sau, eu știu, culpa României, una, influența Rusiei asupra politicienilor austrieci, respectiv ostilitatea populației Austriei față de imigranți. Și am constatat, cel puțin în percepția românilor, vreo 40 și ceva la sută indica influența Rusiei asupra politicienilor austrieci și vreo 30% ostilitatea populației față de imigranți. Cumva, mă rog, populația resimte aici, sigur, nu știu, sunt teorii ale conspirației, sunt elemente reale, aici rămâne de văzut. Am văzut de-a lungul timpului a apărut a fi așa o relație destul de apropiată între anumiți politicieni austrieci, mai degrabă din spectrul de extremă dreaptă sau de dreapta așa mai agresivă și Rusia, chiar cazuri documentate, chiar cumva anchetate de parchetul de autoritățile judiciare din Austria. Și, mă rog, toate aceste explicații pot să deturneze, să spunem, nemulțumirile românilor într-o altă zonă, dar asta nu înseamnă că partidele politice de la noi nu vor fi afectate. Măsurile de retorsiune, de răspuns, Remus Ștefureac, la adresa Austriei, vedem că, mă rog, par să se desfășoare pe mai multe paliere. Ce am aflat azi, de pildă, este că instituțiile din subordinea Ministerului Transporturilor de la noi își vor muta banii de la una din cele două bănci mari austriece din România. Lucru, mă rog, încurajat de ministru, el spune, nu eu am dat ordin, dar dacă ele vor, așa să fie. Și stau și mă întreb dacă astfel de gesturi vor mai veni de la instituții de stat, pentru că pare să aibă o logică mutarea asta. Conturi mari, importante, nu fac să doară o firmă austriacă. Dar merită măsurile astea firmele în sine? Sigur, aici cred că e necesară o evaluare atentă. Măsurile de retorsiune, în primul rând, cred că trebuie să fie politice, adică și Austria are la rândul ei interese politice în cadrul Uniunii Europene și acolo putem să generăm și alianțe, să spunem, și atitudinea ale României care să sancționeze până la urmă nedreptatea pe care ne-a făcut-o Austria. Mai departe, coborând mai jos în zona, să spunem, economică, cred că lucrurile trebuie să analizate cu foarte multă prudență și atenție. Aici că avem, nu știu, se întărește o bancă românească de stat, până la urmă e important să avem și bănci românești puternice, n-aș vedea o mare, poate o atât de mare problemă, dar, repet, a susține, a încuraja acest tip de abordare, repet, cred că poate să devină și riscată. Avem foarte multe companii care angajează zeci de mii de cetățeni români, foarte multe alte companii care sunt într-o relație, care depind una de alta, e un circuit, un lanț economic. Poate fi stabilită o legătură între aceste companii și guvernul austriac, astfel încât să pedepsești indirect sau implicit guvernul austriac? Pentru că asta e întrebarea. Cu rușii e mai clar. Cam toate instituțiile sunt controlate într-un fel sau altul de Kremlin. Dar în cazul Austriei, nu, o țară liberă din Uniunea Europeană, te poți gândi la același lucru, că dai în guvern, dacă dai în companii? În general, vorbim de companii private, sigur, mai sunt companii în care statul austriac are, să spunem, un control ceva mai mare, dar chiar și într-o asemenea situație, aceste companii sunt conduse după sistemul acesta de guvernanță corporativă, așa cum ne-am dorit și noi, inclusiv la companiile noastre de stat, adică da, funcționăm cumva după regulile pieței. Poate că ar trebui să ne gândim mai mult apropo de aceste tipuri de măsuri și e o ocazie să ne gândim la, nu știu, repatrieri de profituri, la alte chestiuni care adesea ne supără și poate e o bună ocazie să ne uităm la anumite lucruri, dar cumva nu într-un context heirupist în care ne trezim peste noapte că ce facem? Începem să boicotăm benzinării? Păi, am mai auzit și treaba asta. Nu știu, ne gândim la OMV Petrom. Păi OMV Petrom este o companie în care statul este un acționar foarte important, în care lucrează zeci de mii de români, în care nu sunt, e o companie esențială pentru securitatea energetică a României, o companie care se pregătește să investească
enorm de multe miliarde în exploatarea gazelor de la Marea Neagră. Adică chiar vreau să vă întreb că aici sunt două școli de gândire. Ne faultăm singuri. Da, aici sunt două școli de gândire. Boicotezi de la nivelul unor instituții de stat, ceea ce s-ar putea într-adevăr să aibă repercusiuni serioase economice, pentru că se simte la conturile statului, sau boicotezi cu un număr mare de cetățeni, dar care nu înseamnă foarte mult în, cum să spun, ca impact economic, în schimb înseamnă foarte mult ca impact moral și de imagine. Adică, iată, sute de mii de cetățeni români boicotează niște companii, chiar dacă nu le va durea foarte mult din cauza asta, imaginea e una, nu, a unui grup numeros. Evident, evident, imaginea contează, reputația contează. Statul austriac, până la urmă, nu va putea să ignore acest subiect, chiar dacă premierul Austriei a dat din nou o declarație foarte arogantă de tipul, sigur, dacă boicotați aceste companii se vor întoarce și vor da de voi pierdeți. În Austria. Lucrurile nu sunt chiar atât de simplu, cu foarte multe companii au venit în România pentru că e o oportunitate de afaceri foarte importantă, fac afaceri foarte bune aceste companii și sigur, asemenea derapaje ale politicienilor austrieci nu cred că trebuie să luate în considerare. Ne gândim atunci la măsurile de retorsiune mai bine gândite. Boicotarea candidaturii Austriei la șefia OSCE, de exemplu, poate fi o variantă? De ce nu? Cred că putem să ținem acest subiect pe masă, pentru că, repet, atâta vreme cât Austria a demonstrat o atitudine de ostilitate față de România, România, până la urmă, trebuie să reacționeze și să-și apere interesele. Într-o astfel de, dacă Austria ar fi avut argumente, repet, argumente factuale, clare, confirmate de toate celelalte state. Dar Austria e singură în toată nebunia asta. Aici e problema. Nu știu, dacă am fi avut 3, 5 state care ar fi spus aceeași poveste, spuneam un lucru. Dar când tehnic stăm bine, când politic suntem evaluați corect de Uniunea Europeană, deci instituțiile comunitare și de statele membre, toate celelalte cu excepția Austriei, atunci evident că nu pot să înțeleg decât că poate există undeva ostilitate, stimulată poate de undeva, nu. Și atunci evident că și eu la rândul meu ca țară sunt total îndreptățit să utilizez diverse pârghii pe care le pot avea la dispoziție pentru a cumva a schimba acest tip de comportament ostil la adresa mea. Bun, domnule Ștefureachi, în Scop Research a realizat la comanda Universității din București primul sondaj efectuat în România privind reziliența națională și concluzia a fost că jumătate dintre români nu au încredere că politicienii de la noi vor ști să gestioneze o criză națională. Să ne uităm un pic la lucrul ăsta. Ce fel de criză și cât de serioasă e chestiunea asta și percepția asta? Da, noi am făcut un studiu foarte amplu, a fost o inițiativă a Universității București, a unui grup de cercetare foarte serios și cu instrumente extrem de complexe, o cercetare sociologică, un sondaj pe 1500 de respondenți cules pe teren, cu foarte, foarte mulți indicatori, noi cred că am publicat poate 10-20% din întreaga cercetare. Foarte importantă, de ce? Noi suntem într-o situație de criză, situații de criză succesive și suprapuse, după 2-3 ani și, sigur, percepția populației cu privire la reziliența în fața crizelor, crize de orice fel. Vorbim de criză sanitară, am trecut prin turna, vorbim de calamități naturale, vorbim de situații de conflict, avem una la granițele României, vorbim de orice fel de criză. Poate fi criză energetică, eu știu. Energetică. Ce am constatat din această cercetare, așa cumva ca într-o, să fac o metaforă, cercurilor concentrice. Oamenii, apropo de reziliență, sigur, se îndreaptă în primul rând spre ei înșiși, apoi valorizează foarte mult familia, apoi, într-o proporție mai mică, dar ridicată, comunitatea din care fac parte, comunitatea locală și, cel mai puțin, să spunem, acest strat al autorităților naționale. Și aici, cu anumite diferențe, una este raportarea, să spunem, la partide politice, alta este raportarea la Armata României, care e cumva valorizată ceva mai bine în sensul capacității sale de a apăra țara. Nu excepțional, dar oricum mai bine, de exemplu, decât este evaluată capacitatea partidelor de a răspunde într-o situație de criză conform așteptărilor. Ce își poate lua coaliția de guvernare din acest an pe care l-a traversat în formula asta la guvernare pentru anul viitor? Cred că ar trebui să învețe, mă uitam pe
evoluția intenției de vot, să spunem, care, mă rog, în linii mari nu a suferit modificări spectaculoase. Adică n-am văzut în cursul acestui an o prăbușire a PSD sau a PNL sau o creștere excepțională. Relativ constant. Sigur, cu un zigzag, dar în medie și-au păstrat unii la 30 și ceva, alții în jur de 20, plus minus. Nu am văzut în cursul acestui an conflicte majore. Ne aducem aminte de experiența cumva nefericită PNL-USR, unde conflictele și crizele parcă erau zilnice și total inexplicabile, mai ales în acea perioadă de pandemie în care mureau oameni și politicienii se certau pe la televizor. Poate că lecția care ar trebui învățată, și am în vedere inclusiv ceea ce aminteam adineauri apropo de aruncatul pisicii în alte curte, este tocmai aceasta, mai ales în perioada de criză, conflictualitatea politică, tensiunile dintre partide, mai ales dintre partide care formează același guvern, trebuie să fie evitate cu orice preț. Dacă sunt evitate și dacă dominanta, sigur, mai apar mici discuții, dar dacă dominanta este totuși aceea a colaborării, fiecare partener cumva se poate menține într-o zonă de echilibru. Și cred că e bine și pentru țară, până la urmă, nu avem nevoie de dispute politice, avem nevoie până la urmă de conlucrare la vârful guvernării pentru a avea stabilitate și pentru a se putea pune în aplicare niște decizii utile cetățenilor. Politologul Rămâș Șefureac, directorul INSCOP, astăzi în Piața Victoriei. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu pentru invitație. Numai bine! Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.